Dislipidemia reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Ce este de fapt dislipidemia, de ce este periculoasă? Aflăm de la doamna dr. Laura Bogdan, medic primar cardiolog la CardioHelp. Bună ziua, doamna doctor, vă mulțumim că v-ați făcut timp. Bună ziua, Ana Maria, mulțumesc și eu și îmi pare bine că aduci în discuție această dislipidemie care este de multe ori ignorată și poate și de medici și foarte mult de pacienți din ce am constatat la cabinet. Pacienții poate că aud frecvent acest termen de dislipidemie, dar nu știu ce înseamnă el concret. Cum ați traduce această dislipidemie pe înțelesul tuturor pacienților? Da, și pentru că într-o altă discuție a noastră ai zis să vorbim în limbajul pacienților. În pacienteză. Dislipidemia se referă la o perturbare a metabolismului lipidelor și, pe înțelesul lor, se referă la creșterea în sânge a nivelului colesterolului rău, scăderea colesterolului bun și creșterea unei alte fracțiuni a lipidelor, trigliceridele. Este important acest lucru pentru că perturbarea acestei balanțe dintre colesterolul rău și bun duce în timp la depunerea colesterolului pe vase și la intensificarea procesului de ateroscleroză, care este implicată mai departe în apariția tuturor bolilor cardiace, hipertensiune, boala cardiacă ischemică, arteriopatia periferică. De ce este atât de periculoasă grăsimea din sânge? Așa cum spuneam, ea este implicată și în apariția, dar și în intensificarea procesului de ateroscleroză, adică vasele în timp se îngustează. Prin îngustarea lor, practic, apare suferința organelor care sunt irigate de aceste vase, iar mai târziu se poate complica cu afecțiunile de temut, ceea ce îi și sperie pe pacienți, accidentul vascular, infarctul miocardic, arteriopatia periferică care poate duce la amputația membrelor inferioare, poate să se manifeste chiar și la nivelul organelor intestinale, ducând la infarctul enteromezenteric, care este la fel de mortal ca și un infarct la nivelul inimii. Ideea este că pacientul trebuie să fie conștientizat cumva de importanța acestui lucru, să ia măsuri din timp, să nu ajungă în aceste stadii. Pentru că dislipidemia este foarte ușor de investigat. Practic, dacă pacientul începe să se preocupe de sănătatea lui și ar fi de recomandat după vârsta de 40 de ani, fiecare să-și facă un set de analize, se pune foarte ușor diagnosticul. Adică dislipidemia e ușor de văzut în sânge, prin analizele uzuale de sânge pe care le facem, acolo se observă. E adevărat că nu toți pacienții se încadrează și pentru tratamentul dislipidemiei, pentru că el când vine la cabinet, prin anamneza care se efectuează, este încadrat într-un grad de risc cardiovascular, cum zicem noi. Sunt niște hărți în care noi introducem datele pacientului. Dacă pacientul, eu știu, este și fumător, are și niște valori tensionale crescute, este și obez, noi îl încadrăm în acest risc cardiovascular. Dacă el este încadrat la un risc foarte mare, atunci e posibil să îi se inițieze și un tratament pentru această dislipidemie. Care sunt cauzele dislipidemiei? În general, să zicem, stilul ăsta de viață nesănătos, în principal alimentația, care este bogată acum în grăsimi de origine animală, în mâncare fast food, în băuturi carbogazoase dulci, prăjituri, covrigei, ce zicem noi, ronțăielile dintre mesele principale. Faptul că omul nu mai are timp să își ia mesele la timp și mănâncă pe fugă, mulți povestesc cum mănâncă la volan, chiar un covrigel, un foietaj, dar toate aceste lucruri au niște repercursiuni. Plus că omul a devenit mai sedentar, nu mai are timp să facă foarte multă mișcare, majoritatea ne petrecem timpul ori la birou, ori în mașină și nu mai avem timpul necesar să facem și mișcarea care să ardă aceste grăsimi ce mâncăm. Și atunci tot ce este în exces, practic, duce la această perturbare a echilibrului dintre grăsimile bune și rele.
Nu pot să nu aduc discuția legată de colesterol, pentru că pacienții cunosc acest element și se raportează la el. Și v-aș întreba ce este colesterolul și care sunt valorile lui normale. Colesterolul nu trebuie să-l blamăm, pentru că el este și bun. El intră în compoziția membranelor celulelor, ajută și la hrănirea celulei nervoase. Dar când este în exces, atunci pune probleme. Valorile colesterolului total e bine să fie sub 200. Dar, de fapt, contează foarte mult cât din acest colesterol total este bun și cât rău. Sunt mulți pacienți care se limitează să-și facă doar dozarea colesterolului total și pot să creadă că stau bine. Dar dacă din acești 200, 80% e colesterol rău și restul este colesterol bun, acel pacient este predispus la ateroscleroză. De aceea este bine când își fac analizele să-și facă profilul complet al lipidelor pentru un diagnostic mai corect. Când vorbim de dislipidemie, facem referire și la trigliceride. Le vedem mereu în buletinul de analize atunci când mergem să facem un set de analize de laborator. Ce sunt trigliceridele și ce trebuie să știe pacienții din acest punct de vedere și mai ales din punct de vedere al valorilor normale? Trigliceridele sunt alte lipide implicate în bolile cardiovasculare. Ele provin însă dintr-un aport caloric exagerat. Adică tot ce mănânci în exces, grăsimi, carbohidrați, zaharuri, ce au mermerat și până la urmă și la colesterolul rău. Dar atunci când depășesc o valoare prag foarte mare, peste 600, de exemplu, pacientul este predispus și la alte afecțiuni, la pancreatită, care are un prognostic la fel de sever ca un infarct miocardic. Sunt foarte puțini pacienți care reușesc să treacă peste o pancreatită acută. Putem să facem ceva pentru a regla nivelul trigliceridelor sau care ar fi principalele elemente pe care putem să ne bazăm atunci când vrem să scădem nivelul trigliceridelor? Sunt niște reguli generale ca și pentru colesterol. Să zic, contează foarte mult alimentația și trebuie să mergem mult pe stilul de alimentație de tip mediteranean. Să mâncăm pește, carne slabă, să evităm carnea grasă de porc, rață, gâscă, să consumăm multe legume, de preferat sub formă de salate sau la cuptor fructe, nu exagerat de multe fructe, adică sunt pacienți care îmi spun că mănâncă un kilogram de fructe. Un kilogram de fructe devine nesănătos, dacă mănânci 200-300 de grame sunt foarte benefice la un kilogram. Fructele conțin fructoze, un zahar, tot în grăsim se transformă în final. Deci totul este să fii foarte să fii ponderal în ceea ce faci. De asemenea, consumul de alcool. Berea, de exemplu, care se consumă în cantități destul de mari, în special vara, este implicată foarte mult în creșterea trigliceridelor și în creșterea în greutate, în excesul ponderal, care iar este un factor de risc cardiovascular. Întotdeauna nu este implicat un singur lucru, un singur factor în apariția bolilor cardiovasculare. Este un cumul de factori. Uneori nici nu conștientizăm că puțin de acolo, puțin de acolo se adună și de fapt te trezești într-o situație în care într-adevăr ajungi să te încadrezi la pacientul cu un risc cardiovascular foarte mare. E foarte important în acest context ca pacienții să recunoască măcar niște semne, niște simptome care să le dea de gândit și să înceapă să meargă la medic să facă un set de investigații. Mai ales că sunt și pacienți care nu au probleme cu greutatea, care sunt slabi și nu s-ar aștepta să aibă un nivel crescut de al colesterolului sau al trigliceridelor. Ce simptome trebuie să ne dea de gândit și cum acționăm preventiv? Din păcate, Ana Maria, dislipidemia nu prea are simptome, nu în faza inițială, când ne referim strict la perturbarea echilibrului dintre grăsimile bune și rele. Tocmai de aceea este ignorată, să zic, majoritatea nu-i acordă importanța cuvenită.
Pentru că nu are simptome, nu doare, nu dă amețeli, nu obosești. Dacă apar aceste simptome, înseamnă că, de fapt, ești deja într-un stadiu mai avansat. Înseamnă că acel proces de ateroscleroză, de punerea de grăsimi pe vase, este avansat, astfel încât să apară suferința organelor respective. Dacă se ajunge la îngustarea vaselor la nivelul inimii, pacientul poate să resimtă durere în piept când merge la un efort fizic moderat sau mai mic, atunci deja este mai severă îngustarea vaselor. Dacă sunt îngustate vasele care irigă creierul, poate să simtă niște amețeli, niște tulburări de echilibru, probleme în concentrare, în o oboseală. Dacă sunt înfundate arterele de la nivelul picioarelor, poate să simtă niște crampe atunci când merge, eu știu, la 200, la 500 de metri, la 1 km, sau senzația de picioare reci. Dacă sunt îngustate arterele renale, de exemplu, poate să se instaleze o hipertensiune arterială. Dacă sunt îngustate arterele la nivel general sau îngroșate, să zicem, sunt doar rigide, se poate instala hipertensiune arterială. De ce analize și investigație este nevoie pentru a pune diagnosticul de dislipidemie? Este foarte ușor. Analizele uzuale care se fac și care de obicei sunt recomandate și de medicul de familie, după 40 de ani, măcar o dată pe an. Dacă știi că ai în familie, pentru că sunt dislipidemii și determinate genetic, nu doar din alimentație, chiar și mai devreme. Cum se tratează dislipidemia? Ce șanse avem din acest punct de vedere? Întotdeauna trebuie să începi cu o schimbare a stilului de viață, să îți analizezi așa unde e loc de mai bine, să începi să mănânci mai sănătos, să începi să faci mișcare, 30-40 de minute, măcar 3-4 zile pe săptămână. Nu neapărat sport la sală. Pur și simplu, dacă, eu știu, te duci la serviciu cu mașina. Dacă o lași, eu știu, la un kilometru distanță și ai mers 15 minute pe jos, 20 de minute până la serviciu și iar întors, e mișcarea de care ar fi nevoie. Consumul de alcool cu moderație. Să încerci să ieși un pic și din stresul acesta cotidian, pentru că și stresul este implicat în apariția bolilor cardiovasculare. Și apoi, dacă toate astea nu dau rezultate sau dacă pacientul se încadrează în acel risc cardiovascular crescut, cum am zis, se inițiază și tratament. Cu statine sunt diverse medicamente care sunt la dispoziție și medicul poate să-i recomande pacientului personalizat, pentru că fiecare poate are nevoie de ceva anume. Am insistat foarte mult pe ceea ce înseamnă prevenție, pe faptul că pacientul trebuie să ajungă din timp la medic. Este important să-i spunem și care sunt consecințele dacă nu ajunge să diagnosticheze la timp dislipidemia. Uite, aici aș vrea să insistăm, pentru că pacientul ajunge de multe ori în stadiul inițial, când nu are simptome, așa cum ziceam. Dacă lui este explicat de la început importanța acestei dislipidemii, importanța schimbării stilului de viață, astfel încât el să nu ajungă să ia tratament, aici trebuie insistat foarte mult. La cabinetele medicilor de familie și la cabinetele noastre, chiar dacă presupune mai mult timp pentru ceva aparent lipsit de importanță, pentru că aici e problema, majoritatea zicem că nu este important. Dar am avut pacienți care au avut colesterolul mare, care s-au încadrat conform scalei de risc pentru tratament. Există această teamă că statinele, medicamentele care se dau de obicei în tratamentul dislipidemiei, afectează ficatul. Aproape toți pacienții știu acest lucru, că afectează ficatul și atunci sunt reticenți în începerea tratamentului. Dar am avut pacienți care și-au întrerupt tratamentul și care la o nouă prezentare aveau carotidele înfundate. Și care au ajuns la intervenții chirurgicale pentru desfundarea lor. Abia atunci ei au devenit conștienți și au început să-și ia tratamentul și au văzut că nu au nici reacții adverse. Reacțiile adverse pot fi urmărite de asemenea ușor în anumite analize și medicul
comunică permanent cu pacientul. Dacă pacientul observă o reacție adversă, trebuie să o comunice sau are o bănuială că ce simte este legată de tratamentul respectiv, trebuie să o spună și se va găsi o soluție pentru el, pentru că acum sunt multe medicamente disponibile. Adică nu trebuie să existe această teamă să pui răul înainte, pentru că poate tratamentul acestei dislipidemii te va salva de un infarct, te va salva poate de un accident vascular, de o amputație, mai ales că de multe ori ele se întâlnesc la pacienții cu diabet. Majoritatea pacienților cu diabet asociază și dislipidemie. Dintr-o dată, acel pacient care are diabet se încadrează la pacientul care, pe lângă schimbarea stilului de viață, are nevoie și de tratament. Adică nu mai este doar regim, e foarte bine să țină și regimul, să-și schimbe dieta, stilul de viață, dar se va da și tratament. De asemenea, pacienții observă că sunt indicații diferite, că îi discută la bancă, la scara blocului, discută, tu ce mai iei? Și observă că unul ia o anumită pastiluță, altul ia altceva, unul ia o doză mai mare, unul ia o doză mai mică, dar tratamentul este particularizat pentru fiecare pacient în funcție de riscul lui. Nu este un tratament general pentru toți. De asta e important să se prezinte la medic și recomandările terapeutice să fie făcute de medici. Mulțumim foarte mult, doamna doctor! Mulțumesc și eu!